CSM București a cucerit Cupa României ediția 2016-2017 după o finală câștigată împotriva celor de la SCM Craiova. Trofeul Supremi a fost înmânat de ploieștanul Alexandru Dedu, președintele Federației Române de Handbal, capitanul echipei Oana Manea. Dedu l-a invitat pe fostul campion mondial la box Leonardo Roftei să facă premierea celor mai bune handbaliste ale turneului. Roftei le-a oferit premiile individuale Izabelei Gulden, MVP-ul competiției, Oanei Chirilă, cea mai eficientă handbalistă, și Iuliei Dumansca pentru cel mai bun portar. La rândul său, Doroftei a primit din partea lui Dedu mingea cu care s-a jucat marea finală. La finalul competiției găzuite de Sala Olimpia, două legende ale handbalului feminin românesc s-au retras din activitate. Cristina Vărzaru și Aurelia Brădeanu au spus adio sportului de performanță. Brădeanu este câștigătoarea Ligii Campionilor și a evoluat cu România la 17 turnee finale, record all-time, timp în care a câștigat 3 medalii, un argint și 2 de bronz. Aceeași medalie de argint o deține și Vărzaru, cea care de-a lungul carierei a câștigat de 4 ori Liga Campionilor. Astfel că la Sala Olimpia, ele au participat la ultima competiție oficială. Mica Vrădeanu a jucat în timp ce Chris Vărzaru a privit jocul de pe margine din cauza unei accidentări. Câștigătoarea cupei a fost ultima performanță pentru Vărzaru și Vrădeanu, iar sportul pe semicerc va fi mai sărac fără două sportive de excepție.